Ai auzit de bufnițe poștași care aduc scrisorile în lumea lui Harry Potter? Foarte nostim, iar scrisorile nu e nevoie să le citești tu, se citesc singure, cu o gură mare și haioasă, apoi se rup și dispar. Îți propun o nouă lectură captivantă, de data aceasta, Harry Potter și Ordinul Phoenix. Vei afla povestea marelui Hagrid sau despre armata lui Dumbledore. O mulțime de aventuri care te vor ține în suspans și de a căror lectură sper să te bucuri și tu. Să ai spor la citit! Spor să ai și la calculat, pentru că toate aventurile caselor de vrăjitori adună puncte, iar punctele se obțin așa cum spune jobenul magic. De data aceasta, jobenul magic spune că îl trimite pe Harry la casa cercetașilor isteți dacă rezolvă o problemă. 4 baghete magice și 6 pelerine care te fac invizibil costă 140 de galbeni. 4 baghete magice și 10 pelerine care te fac invizibil costă 220 de galbeni. Câți galbeni costă o baghetă? Dar o pelerină! După ce citim din nou cu atenție datele problemei, le notăm pe două rânduri așa cum am găsit în text. 4 baghete și 6 pelerine costă 140 de galbeni. 4 baghete și 10 pelerine costă 220 de galbeni. Observăm că și prima dată și a doua oară avem același număr de baghete, dar costul în galbeni diferă. Nu costă la fel pentru că nu este același număr de pelerine. Cele 10 pelerine au crescut costul de la 140 de galbeni la 220 de galbeni. Deci, 10 minus 6 este egal cu 4. Sunt 4 pelerine care costă diferența de preț de la 220 de galbeni la 140 de galbeni. Așadar, 220 minus 140 este egal cu 80 de galbeni. Am aflat până acum că 4 pelerine costă 80 de galbeni. Atunci e simplu, pot afla cât costă una. 80 împărțit la 4 este egal cu 20, deci costul unei pelerine este de 20 de galbeni. Acum merg înapoi la datele inițiale și refac, adăugând cât costă cele 6 pelerine. 20 înmulțit cu 6 este egal cu 120, deci costul celor 6 pelerine este 120 de galbeni. Dacă scad costul pelerinelor din 140, pot afla costul celor 4 baghete. Deci, 140 minus 120 este egal cu 20. Deci, costul celor 4 baghete este de 20 de galbeni. E simplu acum. Pot afla costul unei singure baghete, împărțind 20 împărțit la 4 este egal cu 5. Deci costul unei baghete este 5 galbeni. Și acum să verificăm. Poți alege să verifici pe primul rând din datele problemei sau pe al doilea. 4 ori 5 plus 6 ori 20 este egal, atenție la ordinea efectuării operațiilor, mai întâi înmulțirile, apoi adunarea. Deci 20 plus 120 este egal cu 140. 140 de galbeni, cu n-am avut o problemă. Sau 4 ori 5 plus 10 ori 20 este egal cu 20 plus 200 este egal cu 220
20, 220. Corect! Problemele de acest tip le poți recunoaște foarte ușor, pentru că în enunț apar situații distincte. Poți să le compari ca să obții raționamentul. Felicitări! Ai învățat metoda comparației eliminând o mărime prin reducere. Dacă vei exersa, cu siguranță vei recunoaște mai ușor aceste probleme tip și vei ști să le rezolvi. Succes în aventura ta matematică!